În 29 iunie, creștinii sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Apostolii Petru și Pavel sunt cei mai importanți propovăduitori ai credinței creștine. În jurul sărbătorii se păstrează o salbă de tradiții și de obiceiuri transmise din generație în generație. Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod special pe cei doi apostoli, rânduind o perioadă de post specială. Postul Sfinților Apostoli este unul dintre cele patru posturi de peste an, alături de cele ale Paștelui, Sfintei Maria și Crăciunului. În fața templului din Ierusalim, a măretului templu al lui Solomon, erau doi stâlpi, Iachim și Boaz, judecată și putere simbolizau ei. Tot așa, în fața Bisericii lui Hristos sunt doi stâlpi, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care prin înțelepciunea, puterea și smerenia lor sprijină Biserica lui Hristos. Sfântul Apostol Petru, smerindu-se, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Și apoi tot el a zis, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Iar când a fost răstignit, n-a acceptat să fie răstignit ca și Hristos, ci cu capul în jos. Sfântul Apostol Pavel, prin călătoriile sale, prin scrisul său, că din cele 27 cărți ale Noului Testament, 14 sunt scrise de el, a adus mult bine bisericii și creștinătății. Și el a zis, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Iar dacă mă laud cu ceva, mă laud cu neputințele mele. Iată smerenia și la unul și la altul. Ce este smerenia? Calea spre sfințenie, a fi sfânt, sau pe care sfințenie înseamnă a fi smerit. Sfințenia însăși înseamnă un adânc de smerenie. În tradiția populară, Sfânt Petru apare fie ca personaj pământean, fie ca divinitate celestă. Se crede că la marile sărbători, Crăciun, Anul Nou, Boboteaza, Mucenici, Sfânt George, Sfânt Ziene, Sfânt Petru poate fi văzut de pământean la miezul nopții, când se deschide pentru o singură clipă cerul, stând la masa împărătească în dreapta lui Dumnezeu. Sfânt Petru este cel mai cunoscut sfânt al calendarului popular.